Am invitat la asociația de la televiziune și nu putem, dumnealor, n-au putut de două ori, vin și ceilalți sărbători. Ne-am adunat aici pentru a deschide așa o casă a satului Bucuria, să zicem, muzeul etnografic al satului Bucuria. Căci, cum am vorbit mai sus, nu putem cunoaște viitorul unui popor fără a nu cunoaște trecutul său, fără a cunoaște ocupațiile acestui popor, îndeletnicirile, lucrările și care le îndeplineau dumnealor. Și de aceea, deci, vrem să rămână o veșnicie această casă, să zicem, Casa Bucuriei, Muzeul Etnografic. Cu această ocazie îi oferim cuvântul doamnei primar de Bucuria, doamna Tatiana Nichiforovă. Stați, liniște și să-ți bată mă. Dragii noștri, de mult am avut așa un gând de a deschide Muzeul Satului ca generațiile noastre să cunoască trecutul satului și ca să avem pe viitor ca copiii, nepoții noștri, să știe cu ce s-au ocupat părinții noștri, bunicii noștri, ce obiecte au fost în trecut, care sunt în prezent și cred eu că care vor fi în viitor, tot o să fie aici la Muzeul Satului. Au fost adunate multe obiecte de pe timpuri, de pe vremuri, care cred eu că acum la deschidere o să le vedeți. Vreau să mulțumesc foarte mult acelor persoane care au contribuit la deschiderea muzeului nostru din satul Bucuria. Satul Bucuria, cred că nu așa de mulți cunosc când a fost fondat, cine a fost stăpânul satului Bucuria pe vremuri. De aceea eu, dacă îmi permiteți, o mică istorie a satului în câteva cuvinte. Satul Bucuria a fost fondat în anul 1937. Satul este situat în valea râului Salcea Mare. Da, Satul este situat în valea râului Salcea Mare, în stânga șoselei Cahul-Taraclia. Teritoriul localității se învăcinează cu moșiile satelor Lucești, Tătărești, Tartăul de Salce, Trifești Noi. Iată și câteva repere topografice din preajma localităților, care cred eu că nu toți le cunosc. Așa, repere ca dealul Tartăulului, izvorul Cazacului, Jidalca, Râpa Cazacliei, Salcea Mare, Valea Luceștilor. Prin aceste locuri se mai păstrează urmele de vechi vetre omenești, ca cele din Valea Cazacliei, ruinele locuințelor de altă dată, movile mari și mici, care tăinuiesc evenimente, fapte și întâmplări din trecutul nostru îndepărtat. După cum au constatat arheologii, până la formarea satului Bucuria, actual, pe aceste locuri a fost câmp gol. Totodată, pe acest câmp se pășteau în voie turme de animale sălbatice. Din când în când apăreau pe aceste meleaguri nomazi războinici, venite din stepele asiatice după pradă. Aceasta anume este importanța istorică a movilei care se mai păstrează până și în zilele noastre în temoșia satului Bucuria. Pe vremuri, pe meleagurile date, se afla gospodăria agricolă Măcăruș, cu cele câteva căsuțe din jur în care locuiau locuitorii și lucrătorii câmpului și a revenit abia după aproape un deceniu de la terminarea războiului. Demnitarii de atunci, cuprinși de nu se știe ce bucurie, i-au dat localității o denumire cam stranie, dar pentru toți
frumoasă, cum s-o cot eu, și curioasă, anume bucuria. Bucuria, îi ziceau, cei de prin raion și de prin capitală, dar pentru tot ce de pe loc rămânea tot Moșia Măcăruș. Dar nu denumirea, ci omul totuși sfințește locul. Oamenii au făurit prin muncă, prin străduință și hărnicia lor, să crească și să se întărească. Și iată câteva mențiuni documentare într-o confirmare a celor spuse. În anul 1937, conacul Macarov se numea, gospodărie boierească, care avea depozite, băcănii și locuitori în număr de 180 de persoane. În anii 1959-60, 485 de locuitori. În anul 1989, 525 de locuitori. În anul 1994, 763 de locuitori. În anul 2010, 816 locuitori. Și tot ce a trecut pe vremuri s-a agonisit de către locuitorii satului. Și astăzi noi avem și un gimnaziu, și o grădiniță de copii, și un ambulator, și o stație zonală, și o casă de cultură frumoasă, și o primărie, și foarte, foarte mulți locuitori frumoși și harnici.